Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vreau să vă arăt camera de germinație, unde o să punem semințele la încolțit în acest sezon. Vreau să vă arăt despre ce e vorba, o să vă rog să lăsați în comentarii părerile voastre, dacă e o idee bună sau rea. Eu așa o am gândit-o, o am pus-o în practică anul ăsta, dacă nu o să funcționează cum îmi place mie, anul viitor o să fac altceva, deci continuăm să experimentăm, să zicem așa. Haideți să vă arăt despre ce se vorba. După cum se vede, am construit aici, lângă solar, această cameră de 2x2. Aș fi pus-o în interiorul solarului, dacă aveam spațiu, ca să-mi fie acolo mai la îndemână. E construită din panou sandwich de 4 cm. Și înăuntru avem două cărucioare, două CC-uri cu mai multe polițe. Haideți să mergem să vedem mai aproape. După cum se vede, îmi intră 4 alveole pe fiecare raft. Deci, am 16 polițe, 64 de alveole, undeva la 12.000 și ceva de răsaduri la germinat pe un cărucior. Deci avem două cărucioare. Undeva la 25.000 de răsaduri în alveole de 200 de celule. Ce mai am? Mai am aici un calorifer. Deci cu asta o să încălzim. O să mai pun o sursă de căldură pentru momentul în care vor fi zile însorite și o să opresc centrala, o să pun o mică sursă de căldură ca să mențină temperatura care vreau să o fac aici, undeva la 25 de grade, de la 25 de grade în sus. Nici exagerat de mult, dar cam acolo, cam 25-28 de grade o să facem în interior. E o cameră închisă, fără niciun pic de lumină. Nu am iluminații la aceste rafturi. Deci, în momentul când semințele o să încolțească, o să înceapă să iasă, o să le mutăm în solar, pe mesă. Deci, nu o să putem să le ținem foarte mult aici. Deci, ideea mea este să fac o germinație în timp scurt, adică să nu mă înting cu germinația pe o perioadă foarte lungă, nereușind să faci o temperatură constantă zi-noapte. Asta e ideea mea. Deci aici o să avem o temperatură constantă zi-noapte. Vom germina roșiile, mă gândesc că am și făcut niște probe undeva la 5 zile, 4-5 zile germinează. Ardei undeva la o săptămână. Încep deja să iasă. În momentul când o să iasă primele plântuți, să vedem, acum nu o să scot alveola la prima plantă care iasă, înțelegeți? Oricum, aici în interior e întuneric, deci nu o să se alungească chiar așa de repede. Înțelegeți? Deci dacă nu avem o lumină cât de cât, sau știu, un pic de lumină, ele nu tind să se alungească chiar așa în câteva ore. Am pățit că am semănat într-o cameră și efectiv, odată ce a ieșit, fiind cald și neavând suficientă lumină, ele efectiv s-au lungit în câteva ore și s-au lungit și-au dublat, să zicem așa, dimensiunea.
Deci ați înțeles ideea. Am construit această cameră ca să obțin o germinație în timp mult mai scurt, controlând temperatura, să zicem. Vreau să mă repet referitor la răsadnițele cu cabluri electrice. Alea sunt foarte ok, ca să nu avem comentarii că alea sunt mai bune. Sau... Da, deci alea sunt ok dacă ai sursă bună de curent și nu te încurcă cu alte aparate. Deci, ok, pui răsadnița, pui răsadnița cu cabluri electrice. Am avut-o, știu despre ce e vorba. Am avut și alte modele de germinație. Anul ăsta cu asta mă duc. Ce o să mai fac aici în plus? O să închid cu folie cărucioarele ca să țin umiditate înăuntru, să nu fiu nevoit să ud. Încerc să acopăr, deci o să acopăr jur împrejur cu folie. O să pun niște perdeare așa din folie ca să mențin umiditatea înăuntru, să nu mi se usuce tăvițele. O să pun eventual și sub cărucioară niște tăviță cu apă ca să avem un ambient umed, cald. Da? Întuneric complet. În momentul când o să răsară, sunt câteva plante răsărite în alveolă, o să le ducem în solar, unde le vom oferi o temperatură peste noapte, că acolo sunt problemele, undeva la 15, minim 12 grade. Da, încercăm să facem un 15 grade peste noapte ulterior. Da? Deci, cam asta ar fi camera mea pe acest sezon. Deci, ideea mea. Spațiu mic încălzit, avem 4 metri pătrați, oferim temperatură constantă cât este nevoie pentru germinație, întuneric beznă, nu se formează verdeață, nu ne alungim cu... Deci nu ne alungim cu germinația zile întregi, știu eu, dacă nu ofer temperatura care trebuie, cu mai ales cu ardei, te lungești până la sfântul cu germinație. Asta, pentru asta e ideea mea. Lăsați-mi în comentarii părerile voastre. O să vedem pe parcurs cum evoluează, o să vă țin la curent, o să vedeți și voi cum o să evoluează toată mișcarea asta pe aici. Până atunci, eu vă salut, vă mulțumesc că mă urmăriți și să aveți germinație 100%, nu? Numai bine!